Situația în județul Călăraș, miercuri 18 martie 2020, la ora 12 era următoarea. Nicio persoană nu a fost infectată, 212 persoane se află autoizolate la domiciliu, iar 36 de persoane se află în carantină. Pentru a evita răspândirea coronavirusului, avem obligația de a respecta reguli elementare de conduită socială și igienă. Autoritățile fac apel la cetățeni să nu iasă din case decât dacă este absolut necesar. Dacă trebuie să o faceți, păstrați o distanță de cel puțin 2 metri față de alte persoane.